bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Maria Stroie, vă invit să urmărim împreună principalele evenimente ale acestei săptămâni. Un tânăr de 21 de ani din Buzău a fost arestat pentru omor calificat după ce a recunoscut că a dat foc intenționat locuinței în care pompierii au găsit corpul carbonizat al prietenei suspectului. Inițial se credea că focul a izbucnit din senin, însă anchetatorii au stabilit că fusese pus intenționat. Ancheta deschisă de oamenii legii a scos la iveală detalii șocante. În dimineața zilei de sâmbătă a fost declanșată o anchetă pentru stabilirea cauzelor unui incendiu izbucnit la un apartament situat pe bulevardul Nicolae Bălcescu și a împrejurărilor în care a murit persoana găsită carbonizată. Victima a fost identificată ca fiind Valentina Daniela Nica, proprietara locuinței. Fata împlinise 21 de ani în decembrie 2018. Locuia singură în apartamentul care îi fusese cumpărat în urmă cu 3 ani de către părinți, înainte ca aceștia să se despartă. Mama sa era plecată la muncă în Italia și obișnuia să-i trimită bani pentru a se putea întreține. Vecinii tinerei moarte le-au declarat anchetatorilor că în apartamentul mistuit de flăcări a avut loc o petrecere în seara zilei de vineri. Spre dimineața zilei următoare, oamenii din bloc spun că au auzit zgomotul făcut de mai mulți tineri care ar fi ieșit în fugă din apartamentul victimei și au alergat pe coridor, la scurt timp după aceea locuința fiind cuprinsă de flăcările violente. Dosarul morții tinerei de 21 de ani a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. În urma cercetărilor, în apartamentul incendiat sâmbătă dimineață, existând suspiciuni privind împrejurările în care a survenit moartea tinerei. Pe parcursul zilei de sâmbătă au fost audiați mai mulți tineri din anturajul victimei, inclusiv fostul iubit, Dan Cosmin, asupra căruia s-a restrâns cercul de suspecți. Tânărul, în vârstă de 21 de ani, a recunoscut că a dat foc intenționat apartamentului fetei, folosind benzină. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, se pare că cearta dintre fostul iubit Dan Cosmin și Valentina Nica a izbucnit de la o fotografie în care apar fosta și actuala iubită, însoțită de mesajul "Știm tot". Se presupune că incendiatorul întreținea relații amoroase în paralel cu cele două fete. După ce a primit fotografia, Dan Cosmin a venit la locuința Valentinei Nica, pe care a lovit-o până a lăsat-o inconștientă. Apoi a urmat episodul incendierii. Băiatul și-ar fi sunat un prieten pentru a-i cere să-i aducă un bidon cu benzină. Fata era încă în viață. Un scenariu înfiorător s-a conturat în urma declarațiilor luate de polițiști cunoscuților celor doi tineri, dar și după rezultatele necropsiei, acela că victima trăia atunci când a fost stropită cu benzină și incendiată. Legiștii au descoperit la necropsie că decesul a survenit în urma unui stop cardiorespirator, provocat de intoxicația cu monoxid de carbon. Concluzia medicilor este că victima încă respira atunci când criminalul a dat foc locuinței. Incendiatorul criminal devenise student în 2018 la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, după ce în 2017 absolvise Colegiul Economic Buzău. Duminică 24 februarie, Cosmin Dan a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Probleme cu legea, sub acuzație de complicitate la infracțiunea de omor calificat, ar putea avea și tânărul care i-a adus criminalului bidonul cu benzină. Începând de luna aceasta, cetățenii din municipiu vor plăti mai mult, cu aproape 2 lei de fiecare persoană, pentru ridicarea gunoiului menajer. Hotărârea a fost votată în ședința Consiliului Local Buzău. Proiectul de majorare a tarifelor propus de Primăria Buzău la solicitarea operatorului de salubritate RER Sud a stârnit însă nemulțumiri din partea unor consilieri. De la 1 martie, buzoienii vor plăti cu 1,9 lei mai mult pentru ridicarea gunoiului menajer. Astfel, noul tarif perceput pentru persoane fizice va fi de 12,60 de lei de persoană. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Local Buzău. Proiectul de majorare a tarifelor propus de Primăria Buzău la solicitarea operatorului de salubritate RER Sud a stârnit însă nemulțumiri din partea unor consilieri. Aceștia găsesc total nejustificată această majorare, în condițiile în care și așa, la Buzău,
Tariful de ridicare a gunoiului menajer este unul destul de piperat. Dacă luăm aceste măsuri doar prin majorarea de preț și nu creăm un cadru legal corect și nu cooptăm populația și nu-i cointeresăm prin anumite măsuri ca să ne ajungem în situația să majorăm prețul și să aplicăm amenzi, o să majorăm prețul și în toamnă, și la anul, și la vară, și în 2020, când există această obligație de colectare selectivă și minim 50% din toată cantitatea de gunoi menajer care ar trebui să fie colectat separat. Și avem, împotriva modului în care noi, Consiliul Local și dumneavoastră, domnule primar, acceptați până la urmă cu o justificare din partea raportului de specialitate că nu s-a mai majorat prețul de anul trecut din martie, ca și când este o regulă ca în fiecare an să se majoreze prețul gunoiului. Și cum spuneam mai devreme, cea mai afectată categorie este populația, pentru care noi eram obligați, tot după aceste legi ale Uniunii Europene și adoptate și de noi, adică să plătim cât colectăm, cât producem. Conducerea societății RER Sud Buzău susține că majorarea tarifelor era necesară pe fondul majorării salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie, precum și a creșterii prețului la depozitarea gunoiului prin introducerea taxei pentru economie circulară, în valoare de 30 de lei pe tonă. Referitor la majorarea de preț este datorată unor prevederi legislative și nu cam noi. Noi nu veneam cu această majorare de preț acum. A crescut salariul minim pe economie. Știți foarte bine, în afară de asta, RER-ul are 65% din angajat cu salariul minim, 1, și 2, s-a dus această contribuție de 30 lei pe tonă pentru cantitatea de la populație depozitată, pe care suntem obligați, nu numai noi, și primăria să o bage în tarif, dar la sfârșitul anului s-au impus niște indicatori de performanță noi și dacă nu realizăm aceste indicatori, această sumă va trebui să o deducem din cheltuieli din nou. Dar noi acum îi realizăm indicatorii. Vreau să vă spun că impactul acestei taxe de 30 de lei pe tonă la Buzău este mai mic, întrucât prin sistemul pe care l-am implementat, ne depune la groapă doar 45% din cantitatea colectată de la populație. Restul se reciclează în diverse forme, adică la reciclatori, la fabricile de ciment ca și combustibil auxiliar. RER Sud Buzău va modifica de la 1 martie și tariful pentru ridicarea gunoiului menajer în cazul societăților comerciale. Astfel, tariful se va majora de la 106,23 de lei pe metrul cub la 119,31 de lei pe metrul cub. În schimb, s-a micșorat tariful pentru ridicarea deșeurilor industriale, de la 291,9 lei pentru o tonă la 268,64 lei pentru aceeași cantitate. Echipe mixte de veterinari, polițiști și jandarmi vor merge din poartă în poartă în zonele cu focare de pestă porcină africană pentru a le explica oamenilor cum să-și ferească animalele de boala care le ucide. Primele gospodării vizitate de autorități sunt cele din Vadupașii, unde au fost confirmate mai multe focare. Însă campania de informare începută luni se va desfășura și în alte localități afectate de pesta porcină africană. O amplă campanie de prevenire a răspândirii pestei porcine africane a fost demarată luni la inițiativa poliției. Reprezentanții ai Direcției Sanitar-Veterinare, Inspectoratului de Poliție și ai Jandarmeriei urmează să meargă în fiecare gospodărie, să vorbească cu oamenii și să le explice cum să se ferească de virus. Modul de informare direct este, în opinia autorităților, mult mai eficient decât cel în format electronic, greu accesibil pentru mulți cetățeni. Domnul inspector șef Pantazi al Inspectoratului Județean de Poliție a spus că e posibil sau ar fi binevenit o campanie din ușă în ușă, o campanie de prevenire a răspândirii virusului de pestă porcină africană, care să o facă împreună Inspectoratul Județean de Poliție cu Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor și cu Inspectoratul Județean de Jandarmi. Lucru care se și materializează astăzi, au venit cu un plan foarte bine pus la punct, un plan care sper că va fi totuși în și asentimentul oamenilor o informație suplimentară în afară de cea electronică, să spunem, care există și la care multe persoane nu au acces. Campania se va derula săptămâna aceasta la Vadupașii, urmând ca apoi echipele să ajungă și în alte localități unde există pericol de răspândire a virusului pestei porcine africane. Criteriile pe care am ales să le desfășurăm cel puțin în această săptămână sunt legate de zonele cele mai active din punct de vedere viral, cele cu focare active,
Începem cu Vadul Pacii și vom continua cu toate celelalte zone din județul Buzău, limitrofe municipiului și comune, dacă vreți, Vadul Pacii, unde am înregistrat cele mai multe evenimente nefaste sub aspectul focarelor de peste porcina africană în gospodării individuale, începând de la 1 ianuarie și până acum. Campania va continua și cu alte zone ale județului care se află, la momentul la care stăm de față, și s-au aflat tot timpul într-o zonă de risc iminent. În măsura în care timpul ne va permite, vor fi făcute campanii cât se poate de intense, cât se poate de aplicate, așa cum a precizat și doamna prefect, din poartă în poartă, cu informații atât de natură tehnică, pe care le vor oferi colegii mei medici veterinari ce vor fi implicați în această campanie. Campania de informare demarată săptămâna aceasta constituie încă o încercare a autorităților de a evita măsura extremă de ucidere în masa porcilor din gospodării. Încercăm să înlocuim, într-o primă fază, caravanele acelea pe care le-am văzut, din păcate, în alte județe, care se ocupă cu sacrificarea porcilor. Este un lucru care la Buzău a fost evitat până în prezent și cred că Centrul Local de Combatere a Bolilor trebuie felicitat pentru acest lucru. Este absolut clar faptul că în momentul în care s-ar trece la măsuri mai drastice, am avea automat probleme și în ceea ce privește menținerea ordinii publice la nivelul județului Buzău, astfel că acționăm pe două planuri. Pe de o parte, încercăm să informăm populația cu privire la riscurile a ceea ce înseamnă o comercializare ilegală, un control neadecvat al fenomenului. Pe de altă parte, încercăm să preîntâmpinăm apariția unor stări tensionate în zona de competență. Nu în ultimul rând, prefectul Carmen Ichim a făcut apel la cetățeni, cărora le-a cerut să fie responsabili în ceea ce privește pesta porcină africană. Oamenilor li s-a atras atenția încă o dată că cei care cu bună știință contribuie la răspândirea virusului nu vor primi despăgubiri și pot fi trași la răspundere. Pe lângă pregătirile în vederea alegerilor europarlamentare din luna mai, liberalii buzoieni urmează să desfășoare și activități de care să beneficieze locuitorii municipiului și județului. În următoarele două luni, membrii organizației municipale a Partidului Național Liberal vor planta brazi în Parcul Crâng și vor participa la o acțiune de donare de sânge. Liberalii din municipiul Buzău se vor implica în perioada imediat următoare în două acțiuni importante pentru comunitate. Membrii organizației municipale PNL Buzău se vor mobiliza începând de luna viitoare într-o campanie de plantare de brazi, în special în Parcul Crâng sau în zonele din apropiere. Vrem, în primul rând, să ne implicăm într-o campanie de plantare de brazi la nivelul municipiului Buzău. Eu am la legătura cu direcția silvică, prin care dorim să ne implicăm într-o campanie de plantare de pomi, în special în Parcul Crâng, dacă este posibil, sau în zone limitrofe, urmând ca acest lucru să ne dea un răspuns săptămâna viitoare, mobilizând tot ceea ce înseamnă activ la nivelul organizației municipale. O altă acțiune menită să vină în sprijinul buzoienilor este cea de donare de sânge, o reeditare a campaniei de anul trecut. De această dată, liderul PNL Buzău speră într-o mobilizare și mai mare a membrilor organizației municipale. Așa cum am făcut și anul trecut, continuăm cu acțiunea de donare de sânge, atât de necesară în România și în special la nivelul județului Buzău, iar toată organizația municipală se va implica în această acțiune de donare de sânge, sigur, în funcție de disponibilitate și de situația de sănătate a fiecărui membru, dar sperăm să fim un număr și mai mare de această dată. Activitatea organizației municipale Buzău a Partidului Național Liberal se concentrează în prezent pe pregătirea alegerilor europarlamentare, ce se vor desfășura în luna mai. A ucis sub influența alcoolului și a drogurilor este concluzia la care au ajuns anchetatorii în cazul crimei de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Testele toxicologice au arătat că tânărul care și-a incendiat iubita consumase băuturi și substanțe psihoactive înainte de a săvârși oribila faptă. Marți, tânăra ucisă a fost condusă pe ultimul drum, în timp ce criminalul încearcă să scape de închisoare, invocând lipsa discernământului.
Procurorii buzoieni strâng probe pentru a contura scenariul complet al crimei din spatele incendiului de pe bulevardul Nicolae Bălcescu din Buzău. Cele mai recente indicii arată că tânărul Cosmin Dan era beat și drogat atunci când a provocat incendiul din apartamentul Valentinei. Testele toxicologice rapide au oferit primele rezultate luni. Vor fi relevante în privința tipului de droguri consumate de agresor și analizele de sânge recoltate în primele ore de la săvârșirea crimei. Totodată, din informarea anchetatorilor, reiese că fostul iubit al Valentinei este singurul inculpat în acest dosar, cel puțin până la acest moment. Procurori ai parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Dan Cosmin Mihai, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. În fapt, în sarcina acestuia s-a reținut că în dimineața zilei de 23 februarie a mers în apartamentul victimei Nica Valentina, asupra căreia a aruncat cu benzină dintr-o sticlă, apoi a dat foc cu o brichetă, determinând izbucnirea unui incendiu ce a avut drept consecință decesul victimei, care a fost găsită de către lucrătorii ISU Buzău decedată, cadavrul prezentând urme de ardere și carbonizare. Din actul medico-legal rezultă că moartea victimei a fost violentă. S-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acute, consecința unor arsuri de gradul 2-4 pe 100% din suprafața corpului, precum și a intoxicației acute cu monoxid de carbon. Leziunile traumatice, arsuri de gradul 2-4, s-au putut produce prin expunere la flacără și au legătură de cauzalitate directă cu decesul. Individul se află în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în cauză, în prezent, el este singura persoană cercetată pentru uciderea victimei. Între timp, Cosmin Dan, tânărul suspectat că a omorât-o prin incendiere pe Valentina Daniela Nica, a solicitat să iasă din arestul poliției. Avocații săi au făcut contestație la măsura arestului preventiv dispusă de Tribunalul Buzău pe 24 februarie, la numai o zi după ce tânărul ar fi comis crima. După ce testul toxicologic rapid a indicat prezența alcoolului și a unor substanțe psihoactive în organism, este necesar ca în zilele următoare Cosmin să fie adus din arest pentru un examen psihiatric. De rezultatul acestuia depinde severitatea pedepsei pentru omor. Luni, trupul neînsuflețit al Valentinei a fost depus la capela Bisericii Sfântul Gheorghe din municipiul Buzău, iar marți a fost condusă pe ultimul drum. Temerile autorităților cu privire la pericolul de răspândire a pestei porcine africane în mediul sălbatic se confirmă. Două noi cazuri la porcii mistreți au fost confirmate de rezultatele analizelor de laborator în fonduri de vânătoare din Berca și Beceni, zone unde există deja focare de boală. Doi mistreți au fost găsiți morți în fondurile de vânătoare de la Berca și Beceni, iar rezultatele analizelor de laborator au confirmat că animalele erau infectate cu virusul pestei porcine africane. A fost confirmată prezența virusului pestei porcine africane la doi porci mistreți găsiți morți în fondurile de vânătoare 27 Berca, respectiv 41 Beceni, pe raza administrativ-teritorială a UAT Berca și respectiv Beceni. În urma confirmării diagnosticului de către laboratorul sanitar veterinar de Arondale, serviciile veterinare au intervenit și au instituit imediat măsurile aplicabile în cazul diagnosticării unui caz de pestă porcină africană la porcul mistreț. Au fost delimitate zonele afectate de 13 km, având în epicentru punctele în care au fost găsiți morți porcii mistreți, compuse fiecare în parte din zona infectată de 8 km în jurul epicentrului și zona tampon de 5 km în jurul zonei infectate. Se arată într-un comunicat de presă al DSV Buzău. Confirmarea vine la doar câteva zile după ce un alt mistreț găsit de asemenea mort la Berca a fost confirmat ca purtător de pestă porcină africană. La sfârșitul săptămânii trecute, într-o ședință extraordinară a Comitetului Local de Combatere a Bolilor, responsabilii din cadrul Direcției Sanitar Veterinare atrăgeau atenția cu privire la pericolul de extindere a bolii în mediul sălbatic, mediu aproape imposibil de controlat. Vorbim de mediul sălbatic, vorbim de niște spații care nu sunt îngrădite, nu sunt delimitate clar și nu sunt separate de bariere importante care să poată face de așa manieră, să poată fi stăgilare în fața mișcării efectivelor de porc mistreț. Odată decerat un depozit de viral de peste porcina africană în mediul silvatic, fără doar este extrem de greu de gestionat.
În prezent, în județul Buzău, pe lângă 12 focare de peste porcină africană confirmate în gospodării, se înregistrează alte 6 cazuri în mediul sălbatic, la Mistreț. Acestea, din urmă, sunt localizate pe raza fondurilor de vânătoare Berca 2 cazuri, Beceni 2 cazuri și Aldeni 2 cazuri. Puțin de 66.000 de lei este cotizația pe care Buzăul o achită anul acesta către Asociația Municipiilor din România. Suma a stârnit discuții în rândul consilierilor locali, care consideră că este una prea mare în raport cu beneficiile pe care le are Buzăul ca membru în această asociație. Municipiul Buzău face parte ca membru asociat din Asociația Municipiilor din România, iar primarul Constantin Toma este membru în comitetul director. Toate municipiile care au calitatea de membru trebuie să achite și o cotizație, care a fost stabilită de adunarea generală a asociației la suma de 0,50 de lei pe an pentru fiecare locuitor. Buzăul are 133.376 de locuitori declarați, ceea ce face ca valoarea cotizației să se ridice la suma totală de 66.688 de lei pentru anul în curs. S-a hotărât în adunarea generală a AMR-ului o cotă în funcție de numărul de locuitori al fiecărui oraș. Deci la orașele care sunt mult mai mari, deci Galați plătește de 3 ori mai mult ca noi, de exemplu. București la fel de... nu știu, de o groază de ori, de 20 de ori și așa mai departe. Banii care urmează să ajungă în conturile asociației au stârnit discuții în rândul consilierilor locali. Aceștia consideră că suma este una considerabilă în raport cu beneficiile pe care municipiul Buzău le are. Era corect, pentru că și România cotizează la Uniunea Europeană și o parte din bani se întorc pe anumite proiecte și acolo probabil că trebuia să existe aceeași regulă la un alt nivel, în momentul în care contribui cu o anumită sumă, anumite proiecte pe o anumită finanțare să beneficieze anumite municipii din România. Nu numai cheltuieli de spațiu sau de telefoane. Unul dintre principalele obiective ale Asociației Municipiilor din România este acela de a participa activ la îmbunătățirea cadrului legislativ în conformitate cu Constituția României și cu Carta Europeană a Autonomiei Locale. Cea mai recentă acțiune a fost legată de bugetul național și de sumele de bani care ar trebui repartizate primăriilor. Această asociație are un aparat tehnic care ne pune la dispoziție tot ce înseamnă pentru a modifica legislația, a avea legături directe cu Guvernul României. Ne întâlnim săptămânal, așa cum știți, discuțiile sunt extrem de serioase. Ultima a avut loc chiar pe bugetul neîntot, destulător, care l-avem și noi la Buzău, înainte să se introducă prin hotărâre de guvern acest buget național în Parlamentul României. Proiectul a trecut cu majoritate de voturi și valoarea cotizației a rămas neschimbată. Focar de gripă la grădinița cu program prelungit, numărul 8 din municipiu. 5 copii au fost diagnosticați clinic cu gripă și au fost izolați la domiciliu cu tratament corespunzător. În prezent, la unitatea de învățământ, absenteismul este foarte ridicat, deoarece cel mai probabil părinților le este teamă să-și mai aducă micuții la grădiniță. Gripa continuă să creeze probleme la Buzău. Deși în ultima perioadă numărul infecțiilor respiratorii este în scădere, un focar de gripă a izbucnit la grădinița cu program prelungit numărul 8 din Buzău. 3 copii de la aceeași grupă au fost confirmați cu virusul gripal în cursul zilei de marți, în baza testelor rapide făcute de medicii de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Alți 2 copii din aceeași unitate de învățământ au primit același diagnostic. Erau 3 copii care au trecut prin Spitalul Județean, care au fost diagnosticați pe un test rapid cu gripă tip A, cu forme de boală ușoare și medii, pentru că au primit recomandarea de a se izola în domiciliu cu tratament specific. Copiii au fost scoși din colectivitate și se află în stare bună acasă, fiind ținuți sub observație. De asemenea, reprezentanților grădiniței, unde a fost confirmat focarul de boală, le-au fost trasate sarcini clare, să facă o dezinfecție temeinică, iar asistenta medicală să efectueze un triaj riguros dimineața atunci când copiii sunt aduși de părinți. Am recurs la recomandarea unui triaj epidemiologic foarte serios. Dezinfecție curentă și permanentă este cea care este specifică tuturor colectivităților și nu presupune ceva suplimentar.
iar comunicarea cu DSP-ul să se facă zilnic, telefonic, pentru a ști dinamica absenteismului. Pentru că au fost mai mult de 3 cazuri de boală, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au declarat focar de gripă la grădinița numărul 8. Am declarat astăzi focarul de gripă, era normal. Avem mai mult de 3 cazuri, deci apărute brusc, se suprapune definiției de focar și atunci nu e nimic în afara legii sau nu e... putem culpabiliza pe cineva că această situație s-a creat. Important este să reușim să stăpânim fenomenul și să rămânem la cazuri cu număr, un focar cu număr redus de îmbolnăviți. La grădinița numărul 8 a mai existat o situație similară în luna ianuarie a acestui an, când mai mulți copii au început să aibă simptome specifice gripei. La acea vreme, epidemiologii din cadrul DSP Buzău nu au declarat focar de gripă, dat fiind că nu au fost efectuate teste de laborator. Medicii au declarat focar de infecții respiratorii. În prezent, la grădinița numărul 8 din Buzău, se înregistrează un absenteism ridicat, deoarece cel mai probabil, părinților le este teamă să-și mai aducă micuții la grădiniță. Gripa a făcut o victimă și la Buzău. Direcția de Sănătate Publică a anunțat că o femeie de 25 de ani din localitatea Grăjdeana a murit din cauza virusului gripal. Tânăra suferea și de alte afecțiuni și a fost internată în stare gravă la Spitalul Județean. Primul deces provocat de gripă în județul Buzău a fost confirmat de Direcția de Sănătate Publică. Este vorba despre o femeie în vârstă de 25 de ani din Grăjdeana. Moartea tinerei a survenit în urmă cu o săptămână, în aceeași zi în care a sosit și confirmarea diagnosticului de la laboratorul din București, unde au fost trimise probe pentru analize. În data de 13 s-a simțit rău. S-a prezentat în data de 15 februarie la Spitalul Județean de Urgență, la Unitatea de Primire Urgență. A fost diagnosticată cu viroză respiratorie și insuficiență respiratorie acută și pneumopatie virală interstițială. I s-a făcut un test de gripă care a ieșit negativ. Ulterior, starea dumnei s-a agravat. A fost transferată pe secția ATI în compartimentul de medicină, de parte medicală. I s-a repetat testul de gripă care a ieșit pozitiv. Spitalul Județean de Urgență a înștiințat Direcția de Sănătate Publică. I s-au recoltat probe, au fost trimise la Institutul Cantacuzino, care în data de 20 ne-a confirmat diagnosticul de gripă. În data de 20 s-a produs și decesul pacientei, pacientă care a fost internată într-o stare destul de gravă. Femeia nu fusese vaccinată antigripal și suferea de mai multe afecțiuni, inclusiv un handicap locomotor. Gripa a agravat celelalte boli și a dus în cele din urmă la deces. Amenzi uriașe pentru munca la negru. Valoarea sancțiunilor aplicate de inspectorii de muncă în cursul anului trecut este cu peste 300% mai mare decât în anul anterior. Muncitori ce lucrau fără forme legale au fost descoperiți în aproape toate domeniile de activitate, dar cei mai mulți au fost identificați în construcții. Aproape 1500 de agenți economici au fost controlați de inspectorii de muncă în cursul anului 2018, iar peste 300 dintre aceștia au fost sancționați, în special pentru că foloseau forță de muncă la negru. Valoarea amenzilor este uriașă. S-au aplicat 376 de sancțiuni, asta contează mai puțin. Ceea ce este interesant este că amenzile totale au fost de 2.700.000 de lei. Foarte mult, după părerea noastră. Valoarea amenzilor a crescut în anul trecut cu 323%, enorm. Depistarea acestor persoane reflectă doar partea vizibilă a fenomenului, reprezentând doar cazurile care au fost identificate și instrumentate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, fără a include acele situații în care acțiunile de control au fost obstrucționate. Nu de puține ori, inspectorii de muncă au fost nevoiți să apeleze la ajutorul polițiștilor și jandarmilor. Vreau să mulțumesc pe această cale jandarmeriei române, poliției române, care de fiecare dată când am avut nevoie,
au fost alături de noi, fără dânsi și anumite controle nu se pot face. Agenții economici sunt foarte răi, violenți și fără sprijinul dânșilor nu făceam nici măcar atât cât am reușit să facem. Munca la negru este un furt din punctul de vedere al Inspectoratului Teritorial de Muncă, de care se fac vinovați deopotrivă angajatorii și angajații. Este un fenomen din care cel mai mult au de pierdut cei care acceptă să lucreze fără forme legale. Trebuie să evidențiem de prima dată că din punctul nostru, al tuturor de vedere, munca la negru este un furt care se realizează atât cu consimțământul angajatorului cât și al angajatului. Cu siguranță că cel mai avantajat din această activitate este angajatorul, dar și angajatul, în necunoștință de cauză, nu știe că pierde o grămadă de avantaje care ar putea să le aibă în momentul în care ar avea o muncă legal constituită. Munca nedeclarată a devenit, prin consecințele sale sociale și economice, un fenomen extrem de nociv pentru economie. Expresia uzitată pentru munca nedeclarată este munca la negru și reprezintă o activitate profitabilă desfășurată în afara cadrului legal reglementat. Munca nedeclarată nu este evidențiată scriptic, fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social, lucrătorul fiind la discreția celui în folosul căruia prestează munca. Demisie surprinzătoare în Consiliul Județean. Raul Florescu a anunțat în ședința ordinară de joi că renunță la funcția de consilier, dar și la cea de membru al Partidului Național Liberal, formațiune pe listele căreia a fost ales. El a precizat că a luat decizia pentru a se alătura unui alt proiect politic, fără a spune însă care este acela. Consilierul județean Raul Florescu și-a surprins mulți dintre colegi când a anunțat că începând cu data de 1 martie renunță la funcție, dar și calitatea de membru al Partidului Național Liberal. El și-a prezentat demisia în ședința ordinară a Consiliului Județean, unde a avut o scurtă intervenție. Domnule președinte, domnul vicepreședinte, stimați colegi, mi-am permis să fac această intervenție de 2 minute. În primul rând să transmit la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor, colegilor noastre în general și în al doilea rând să îmi anunț demisia din funcția de consilier județean începând cu data de 1 martie. Este o decizie pe care am luat-o după multă reflexie și fac acest lucru pentru că urmează să mă alătur unui alt proiect politic și deontologia, etica și bunul simț mă obligă să fac treaba asta. La finalul ședinței, Raul Florescu a explicat ce l-a determinat să demisioneze din funcția de membru al Consiliului Județean, dar și din cea de membru al Partidului Național Liberal. Motivul este, în primul rând, faptul că de 2 ani de zile partidul cu care am plecat la drum nu își mai regăsește locul în zona de opoziție, așa cum era normal. Au devenit remorca cuiva. Azi este o zi tristă pentru mine, pentru că după 15 ani de politică într-un singur partid, e adevărat, cu frați și surori adăugați ulterior, sunt nevoit să-mi dau demisia. Sunt nevoit încă o dată pentru că eu sunt învățat cu un alt mod de a face politică. Am participat la foarte multe proiecte politice cu acest partid. În schimb, lucrurile de ceva vreme sunt într-o altă zonă. Demisia lui Florescu l-a luat prin surprindere și pe șeful Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, cu care nu de puține ori a intrat în polemică. Nu cred că să știa, a fost o surpriză pentru toți consilierii, indiferent de spectru politic. Florescu a spus că va continua să facă politică într-un alt partid, fără să precizeze însă care este acesta. Surse din mediul politic susțin că ar fi vorba despre ALDE. Locul lui Raul Florescu din Consiliul Județean va fi ocupat de un alt membru PNL de pe lista de supleanți. Încă 15 autobuze au sosit la Buzău. Acestea vor îmbogăți parcul auto al societății Transbus. Noile mijloace de transport vor opera în principal pe teritoriul unor comune care au devenit membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Unele dintre ele vor înlocui o parte din cele mai vechi autobuze aflate în parcul auto al societății de transport.
Planul de dezvoltare al societății Transbuz continuă prin operarea pe teritoriul unor noi comune, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni, precum și prin finalizarea achiziției unui nou lot de autobuze. Încă 15 vehicule au fost achiziționate prin licitație, furnizorul fiind o societate din Olanda. Acestea au ajuns joi în parcarea Transbuz. Am achiziționat un număr de 15 autobuze în urma unei licitații efectuate în SEAP. 15 autobuze marca Volvo, furnizorul autobuzelor este o firmă din Olanda. Autobuzele ca și caracteristici, an de fabricație 2009, capacitate cilindrică 7146 cm3, aer condiționat tip climatronic atât la șofer cât și la pasageri, număr de locuri pe scaune 44, în picioare 41, lungime 12,8 metri. Fiecare autobuz are o garanție de 12 luni pentru motor, cutie de viteze, instalație electrică și computer de bord. Prețul de achiziție este de 36.800 de euro, sumă în care a fost inclus și transportul din Olanda până la sediul Transbuz. Cele mai multe dintre aceste noi mijloace de transport vor circula pe traseele din afara municipiului, în special în comunele Stâlpu, Merei și Cernătești. Vrem să operăm în afara municipiului Buzău, dar și pe Buzău, să capacităm programul de transport și în municipiul Buzău și sperăm, după ce facem, parcurgem etapele de identificare, omologare la RAR în matriculare, să putem opera în UAT-urile care au aderat de curând în cadrul Asociației de Dezvoltare. E vorba de comunele Stâlpu, Merei, Cernătești. Autobuzele vor ajunge pentru verificare la Registrul Auto Român, în vederea înmatriculării. Odată ce mașinile vor fi înmatriculate începând cu data de 1 aprilie, acestea vor fi folosite în noul program de transport. Mihai Melnic, unul dintre profesorii emblematici ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HDU, a primit titlul de cetățean de onoare al județului. Distinția i-a fost oferită de Consiliul Județean în cadrul ședinței de joi. Profesor cu o carieră didactică de peste 40 de ani, cei mai mulți la liceul BBHD-ul, Mihai Melnic a devenit cetățean de onoare al județului Buzău. Titlul i-a fost acordat în ședința Consiliului Județean de joi, unde profesorul de fizic a fost invitat și a ținut un discurs. Eu pot să spun ca profesor, în primul rând, pentru elevii pe care i-am avut. Așa cum a zis și domnul președinte, au fost zeci de generații. În HDU am lucrat din 70 până în 2009. Deci 39 de ani am fost numai în HDU ca profesor, ca director adjunct timp de 9 ani. La ceremonie a fost prezent și unul dintre olimpicii profesorului Melnic, în prezent cadru didactic la o universitate din Paris, fapt ce l-a emoționat profund pe proaspătul cetățean de onoare al Buzăului. Festivitatea de înmânare a titlului onorific a avut loc la finalul ședinței. Acordarea titlului de cetățean de onoare profesorului Mihai Melnic vine ca o recunoaștere a meritelor acestui an dezvoltarea învățământului buzoian. Dascălul, ce face parte din galeria de profesori emblematici a Colegiului Național BPHD-ul, a avut o carieră didactică impresionantă, atât la catedră cât și în cadrul inspectoratului școlar. A fost de asemenea consilier municipal la începutul anilor 90, fără a abandona însă promovarea învățământului. A pregătit zeci de generații de elevi pentru olimpiadele naționale și internaționale de fizică, obținând rezultate remarcabile. Președintele Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu a făcut turul instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean cu brațele pline de trandafiri. Apoi a făcut un popas și pe platoul Dacia. Buzoiencele au primit bucuroase florile și urările.
Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a ținut să marcheze începutul primăverii și le-a dăruit angajatelor din instituțiile subordonate câte un trandafir. Apoi, președintele CJ a făcut un popas pe platoul din Piața Dacia, unde, împreună cu vicepreședintele Adrian Petre, au dăruit flori și le-au felicitat pe trecătoare. La mulți ani, odată cu venirea primăverii, vă ofer o floare. La mulți ani, ce faceți? Gata, ați terminat cu școala sau vă duceți la școală? La mulți ani. Bravo, ce clasă sunt. Ce clasă sunteți? A 10. Bravo. La mulți ani, tot ce vă doriți voi. Cu mare drag. Ofer o floare odată cu venirea primăverii, să aveți o primăvară frumoasă. Să rămâinile cu mare drag. Pentru președintele Consiliului Județean a devenit deja o tradiție marcarea zilei de 1 martie. Astăzi mi-a făcut o deosebită plăcere să pot să ofer cât o floare, un simbol al primăverii, dacă vreți, un simbol al dragostei față de oameni, și poate că mă repet de foarte multe ori, dar trebuie să începem să ne gândim mai mult la dragostea față de oameni. De ce spun acest lucru? Că parcă în ultima vreme am uitat să zâmbim, parcă stăm prea încruntat, știu că sunt grijile cotidiene, dar și prin aceste gesturi mici putem să aducem un zâmbet și, dacă vreți, oarecare destindere în sufletul fiecare. Conducerea CJ a marcat încă de joi tradiția mărțișorului, oferind doamnelor și domnișoarelor prezentă la ședința ordinară câte un buchet de flori. Operațiune de amploare vineri dimineață în centrul orașului. Polițiștii rutieri au oprit timp de o oră mașinile conduse de doamne și domnișoare, dar nu pentru a le amenda, ci pentru a le felicita cu ocazia zilei de 1 martie și a le dărui flori și mărțișoare. Polițiștii rutieri au respectat și anul acesta tradiția de 1 martie. Ei au renunțat dimineață la amenzi și au ieșit în stradă cu flori și mărțișoare, care, de această dată, au fost însoțite de o poezie scrisă de o angajată a Inspectoratului de Poliție, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Încă de la ora 7, doamnele aflate la volan, în centrul orașului, au fost oprite în trafic, dar întâlnirea cu polițiștii nu a fost deloc neplăcută, mai ales că aceștia le-au trecut cu vederea unele abateri ușoare. V-ați întrebat ce ați greșit, probabil, nu? Ați greșit ceva? Nu? Astăzi, în această dimineață, poliția rutieră vă oferă o lalea și din partea Asociației de Întrajutorare Ionașului Filoftea Denuța, pentru că ne sprijină în această activitate. Dumneavoastră să aveți o primăvară frumoasă și fără evenimente rutiere și să purtăm centura de siguranță. Da? Trebuia să spuneți, mulțumesc frumos! Da? Astăzi, conducătoarele auto au fost deranjate de către poliția rutieră, bineînțeles cu o floare, așa cum este tradiția la poliția rutieră. De 1 martie marcăm venirea primăverii prin oferirea conducătorilor auto cu câte un mărțișor. Polițiștii rutieri au fost foarte matinali pentru că au vrut să fie primii care le oferă doamnelor mărțișoare. Am fost destul de matinal pentru că am zis să trezim conducătoarele auto de dimineață cu această felicitare și această floare, ca să atragem atenția cu privire la poliția rutieră, cu privire la evenimentele rutiere care sunt pe raza județului Buzău. Dimineața. Unde ați plecat? La serviciu. La serviciu. Soțul v-a oferit o floare în această dimineață? Doarme. Doarme soțul. Uitați că poliția rutieră nu doarme. Acțiunea poliției rutiere cu ocazia zilei de 1 martie a constituit în același timp un bun prilej de a transmite șoferițelor recomandări privind circulația în condiții de siguranță. 5 ani s-au scurs de când colegul nostru Laurențiu Păun nu mai este printre noi. 5 ani de durere în care amintirea urâtă încă macină memoria colegilor de breaslă. Singura consolare pentru cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Laurențiu Păun este doar condamnarea pe care a executat-o italianul care i-a curmat viața tânărului cameraman. Thank you.
Laurențiu Păun se afla într-o zi de duminică, 2 martie, la datorie și filma scena unui accident rutier de pe șoseaua de centură a municipiului. Echipa de filmare se întorcea de la un eveniment produs pe șoseaua de centură, soldat cu un mort și 3 răniți, când, la câteva sute de metri, cameramanul și reporterul de la TV Buzău au oprit ca să filmeze o altă tamponare produsă în apropierea unei curbe. Operatorul Laurențiu Păun se afla în afara carosabilului, pe sensul de mers dreapta, și filma autoturismul ajuns în șanț. Un autoturism cu numere de Italia care intrase în derapaj l-a izbit în plin pe Laurențiu Păun. Strivit între 2 mașini, operatorul nu a avut nicio șansă. Colegul nostru a murit la câteva zeci de secunde de la producerea accidentului. Chiar dacă au trecut 5 ani de la tragedie, amintirea lui Laurențiu este vie și nu putem uita entuziasmul de care dădea dovadă atunci când își făcea meseria. Italianul care l-a accidentat pe Laurențiu Păun a fost condamnat la închisoare după un proces lung, însă orice pedeapsă este prea ușoară pentru a acoperi lipsa colegului nostru. În Duminica Neagră, când operatorul Laurențiu Păun a murit în timp ce își făcea datoria, italianul se grăbea la volanul unui Mercedes, înmatriculat în străinătate și greu de identificat spre Ploiești. O avea pe scaunul din dreapta pe concubina sa, cea care în ziua accidentului le declara polițiștilor și echipelor de jurnaliști, în apărarea șoferului, că operatorul se afla pe banda de circulație, variantă infirmată ulterior la anchetă. Dumnezeu să te odihnească în pace, Laurențiu Păun. Doamnelor, domnilor, retrospectiva evenimentelor din această săptămână a ajuns la final. Sunt Maria Stroie, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!